Bine v-am regăsit la Jurnal de Supermondial. Și este sâmbătă, este ziua meciurilor din grupa C și din grupa D și Daniel Nazar este alături de mine pentru a despica firul în patru despre aceste partide. Bine te-am regăsit! Bine v-am regăsit! Îi dăm drumul la treabă? Bineînțeles! Primul meci, o nebunie de meci, Tunisia cu Australia. Nu atrage deloc, nu e capul de afiș al zilei, dar îl urmărim în Tunisia-Australia pe Aissa Laidouni, fotbalist care a trecut prin Liga 1, fotbalist care a fost la FC Voluntar, care este acum la Ferencváros Budapesta, care a fost cel mai bun om de pe teren în meciul Danemarca-Tunisia din prima fază a grupelor, atunci când s-a terminat 0-0. Te surprinde lucrul acesta? Nu știu, nu credeam că e cel mai bun dintre tunisieni, dar acum este cel mai bun și înțeleg că are o ofertă de în Liga 1 de 10 milioane de euro. Și asta ar însemna, practic, că FC Voluntar se poate îmbogăți, că a rămas cu un procent de 15% dintr-un viitor transfer. E foarte interesant dacă se va transfera la o altă echipă și dacă va fi această sumă de transfer care se vehiculează deja în presa maghiară. Ok, la ora 12 această partidă, nu știu, în ce direcție să mergem? Ce pot să iei? Uite, de exemplu, dacă eu vreau să pariez la un meci de genul ăsta, unde mă duc? Iau goluri, iau cartonașe. Am văzut că la acest turneu cu Q, cu Vai se dau. Nu știu dacă se va marca. Cert e că Australia a avut o prestație îndrăzneață în meciul cu Franța. A ieșit la joc. Nu e genul de echipă care să se cantoneze în apărare. Și eu cred că vor fi goluri la această partidă. Tunisia a scos un 0-0. Australia vine după un 1-4. În mod normal, eu cred că se marchează. Și atunci, ce facem la următorul meci, da? Polonia cu Arabia Saudită, în condițiile în care... Nu știu dacă s-au trezit din petrecere saudiții. Am înțeles că miercuri a fost decretată zi națională în Arabia Saudită. Și nu ți se pare normal? Ba da, adică a fost o fericire maximă. Acum nu știu cum vor trata ei această stare de euforie în condițiile în care polonezii vin invers. Ei vin totuși supărați. Au ratat un penalti, situația e mai complicată. Sunt două stări diametral opuse și de această dată eu merg pe mâna Poloniei și cred că Polonia se va impune și atunci calculele în această grupă vor deveni foarte, foarte complicate. Dar ai o explicație pentru ce a reușit Arabia Saudită? Da, eu cred că a fost și o relaxare a Argentinei, dincolo de tot ce s-a întâmplat în prima repriză, pentru că în prima repriză Argentina a dominat total și a creat ocazii. A fost la timona partidei. Ceea ce s-a întâmplat în partea a doua a surprins, pentru că Arabia Saudită practic a întors meciul. Aș vrea, nu știu, dacă au colegii noștri să ne arate niște imagini de la antrenamentul celor de la Argentina, pentru că am căutat, acum nu mă așteptam nici să fie zidul plângerii, dar parcă ceva nu e în regulă la antrenamentele lor, păreau și zâmbitori, și adică, nu știu, eu aș fi intrat în pământ, unul la mână, doi la mână, nu știu, cred că îmi puneam o pungă pe cap și mă antrenam. Și a mai fost și discuția că a încercat să viziteze Cunagero și nu a fost primit. El tot amână că nu acum e gata acreditarea, a stat pe la poartă. Și concentrarea asta cum este văzută, dacă reușești să te concentrezi fiind foarte supărat, foarte încrâncenat, foarte tensionat, nu este bine. Concentrarea înseamnă și destindere, dar să fii axat pe meciul respectiv, adică ei să se gândească că nu mai pot face pași oricum, greșiți. Oricum, sunt ferm convinsă că sunt conștienți, dar parcă mi se pare așa... E o nație latină, ei se distrează, se simt bine, nu poți să-i spui acum lui Messi sau lui Martinez sau oricărui alt fotbalist să fie foarte supărat, pentru că ei tratează fotbalul ca o joacă. În alte țări, într-adevăr, e încrâncinare. Și la noi, dacă ar fi fost România acum în locul Argentinei, ar fi fost o atmosferă tristă, așa, toată lumea șușotea, domne, ce facem, trebuie să-i batem pe ăștia, încrâncinare. Nu, ei sunt cu totul și cu totul altfel. Hai, dacă tot ne-am dus în direcția aceasta cu discuția, hai să discutăm despre acest ultim meci, totuși, al zilei, Argentina-Mexic de la ora 21 și uite că se menține recordul celor din Mexic. Nu au pierdut niciodată primul meci din deschiderea grupei la un campionat mondial din 1998. Știi care este ideea? La Mexic întotdeauna au mers în optim. La ultimele ediții de fiecare dată s-au calificat și trec întotdeauna de grupe. De cealaltă parte, și Argentina
Argentina trece mereu de grupe. Cine rămâne pe afară acum? Adică lucrurile ar fi foarte simple, cele două echipe să poată să meargă mai departe. Dar va fi foarte complicat că mai sunt și alte echipe care se opun. Da? Adică nu vor pleca altele și trebuie să treacă imediat Argentina și Mexic. De-aia spun că vor fi meciuri dificile și indiferent de ce se întâmplă în seara aceasta, eu cred că totul se va decide în ultima etapă. Haideți să revenim și la al treilea meci al zilei, pentru că na, așa suntem noi femeile, mergem, le amestecăm, le amețim, dar o scoatem noi la capăt. Important este să ne uităm la toate meciurile în ordine cronologică. Franța-Danemarca, da. Franța-Danemarca e interesant prin simplu motiv că Franța e mai valoroasă, dar ceea ce s-a întâmplat anul acesta, Danemarca a învins de două ori și atunci au un ascendent moral. E foarte interesant cum se va trata partida, pentru că Franța a început bine, dar Danemarca a scârțit. Toată lumea s-a așteptat ca Danemarca să tarcă de Tunisia și practic acum să fie un meci de egalitate, iar ambele echipe să meargă mai departe. Situația nu este așa cum ar trebui, iar Danemarca are nevoie de victorie pentru a spera la o calificare. Și o poate obține? Așa? Eu cred că poate să obțină. Gândește-te că a scos un egal, dacă ar mai scoate un egal, două puncte și poate forțează victoria în ultima etapă. Și nu ți se pare Franța acum cu acest boost de încredere și cu tot ce s-a întâmplat? Uite și Giroud îl egalează pe Thierry Henry în topul golgheterilor și cu ar avea un alt avantaj. Dacă ar învinge pe Danemarca, ar face 6 puncte și și-ar permite să ruleze întreg lotul în ultima rundă. Dar nu cred că va fi ușor, mai ales că ascendentul ăsta moral de care vorbeam, pe care l-are Danemarca, s-ar putea să nu-i ajute. Dar Franța, în mod normal, dacă învinge, în ultima etapă vor juca fotbaliștii care au fost rezerve în ultimile două partide. Dar zi-mi, Daniel, feeling-ul tău. Hai, zi-mi așa, care crezi că va fi meciul surpriză al zilei? Pentru că văd că ne obișnuim, avem ziua și o surpriză. Într-adevăr, o surpriză din punctul meu de vedere ar fi ca Argentina să nu bată Mexic, să termine la egalitate. Ar fi sfârșitul mondialului, cred că. Uite, Mexic. Danezii amenință că pleacă acasă dacă nu se rezolvă cu protestul acesta, cu banderole. Da. Mexicul, gândește-te că aici are un singur punct și dacă pierde cu Argentina, are șanse pentru prima oară după foarte mult timp să nu treacă de grupe și cred că îi afectează foarte tare pentru că este o echipă bună din America de Sud, America Centrală. Urmează momentul Super Social. Nu uita să vă aruncați privirea și pe un bilet din aplicația Super Social de la Superbet. Au fost foarte multe bilete jucate de pariori la diverse meciuri, inclusiv la Germania-Japonia o să vedeți o cotă de 80 prinsă de mai mulți pariori. 1 pauză, 2 final, dar bineînțeles o mare surpriză la acest turneu final. Bineînțeles să intrați și să urmăriți care sunt biletele lui Ilie Dumitrescu, ce pariază Bogdan Stelea și bineînțeles care sunt viziunile lui Gică Craioveanu. Nu uitați să intrați și pe site-ul nostru prosport.ro unde aflați ultimile noutăți de la Cupa Mondială din Qatar. Daniel Nazare, îți mulțumesc, vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi și ne revedem și mâine de la 9 dimineața la o nouă ediție de Jurnal de Supermondial.